Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media, întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă cu genericul adevărul despre motivele reale ale persecutării ilegale și nejustificate ale lui Alexandru Pânzari. Sunt prezent eu, Alexandru Jezdan, și avocatul domnului Pânzari Ruslan, Ruslan Dodica. Deci, în 2014 a fost creată Asociația Veteranilor Servicii Operative, al cărui președinte am fost, iar astăzi o să vă vorbesc prin prisma experienței operative. Specificul cazului pentru care Alexandru Pânzari a fost arestat permite unor televiziuni și unor formatori de opinii, în ghilimele, să manipuleze la greu opinia publică. Întâi de toate, toată informația care a fost făcută publică este secret de stat. Despre aceste lucruri nu se vorbește public și asta o cunosc toți cei care înțeleg ce înseamnă activitate operativă. Direcțiile operative din cadrul MAI au mai multe surse operative, numărul cărora nu îl pot spune deoarece este secret de stat. Dar toți agenții, rezidenții, ofițerii de plin conspirați sunt racolați și atrași la colaborare conform unei și aceleși proceduri. Așa a fost și în cazul lui Alexandru Pânzari. Despre identitatea sursei cunoaște doar persoana care l-a racolat. Șeful care semnează contractul nu știe care este identitatea reală. Cunoaște doar pseudonimul și asta este un lucru obișnuit pentru lucrătorii operativi. Alexandru Pânzari a fost reținut, apoi arestat, pentru că a semnat un document unde era scris că poliția angajează un oarecare Ion Pădure pentru activitate secretă. Pe parcursul a 3 ani cât a fost șeful Inspectoratului General de Poliție, Alexandru Pânzari a semnat contracte pentru Vasile Roată, Dumitru Catălmult, Nicolae Nasgros și alții. Dacă e să încercăm a înțelege logica acestui dosar, atunci arestări ar trebui să fie pentru toate aceste cazuri. Dar aici există o mică nuanță. Ei nu sunt finii lui Plahotniuc. Este o abatere enormă și neatentă de la legislația care reglementează activitatea operativă, în special cea care ține de atragerea la colaborarea confidențială, deoarece acest precedent va crea mari dificultăți pe viitor. Cine a activat în serviciile operative și a lucrat cu agentura înțelege că acest proces nu seamănă deloc cu funcționarea unei linii de producere a obiectelor de uz casnic. Obținerea informației operative este o activitate complexă și este cu neputință să prezici numărul și calitatea informației pe care o va furniza agentul. Ceea ce cunosc toți lucrătorii operativi este că divulgarea identității sursei este o greșeală fatală care poate aduce consecințe drastice. De aceea, atunci când este de ales între rezultate și securitatea agentului, desigur că primordial este securitatea lui. Personal am avut surse care uneori perioade îndelungate nu furnizau nimic, iar acest lucru era analizat și înțeles atât de către mine, cât și de superiorii mei. În cazul când se constată că sursa nu mai prezintă interes pentru sistem, ea pur și simplu este exclusă din rețea, prin aceleași reguli de confidențialitate. Întrebarea retorică către toți veteranii și actuali angajați ai serviciilor operative. Toate sursele dumneavoastră prezentau informații veridice, sistematic? În cazul când sursa nu prezenta informații, mergeți la procuratură și la trageți la răspundere penală? Faceți publică identitatea lui? Desigur că nu. Acest lucru este tabu pentru noi. Am auzit mai mulți analiști în ghilimele care s-au dat cu părerea despre acest caz, dar nu am auzit să se expună niciun profesionist din domeniu. Iată, azi e cazul să vă explic. Cu cât mai odioasă este persoana atrasă la colaborare, cu atât mai reușită se consideră racolarea. Nu se racolează oameni care duc un mod simplu de viață și nu comunică cu contingentul special. Se atrag la colaborare narcomani, persoane cu antecedente penale, persoane care sunt în contact cu mediul criminogen sau sunt acolo unde statul are interes. Pentru mine este dureros să văd ce se întâmplă. Am discutat cu mai mulți angajați care astăzi gestionează acest domeniu și am auzit îngrijorări. Chiar dacă toți am cunoscut despre acest dosar cu mult înainte de arestări, nimeni nu a fugit. Nu a încercat să influențeze procurorul, nu a încercat să distrugă probe. Vorbim despre un caz consumat în 2017. Au trecut 4 ani. Arestările au început cu o săptămână înainte de alegeri, iar spațiul public a fost umplut cu informații de denigrare a celor arestați, cât și a mea personală, cu mult înainte. Vor răspunde oare pentru minciunile spuse public Slusăr, Moțpan și Grigorciuc? Și de ce anume ei?
De ce se insistă că eu sunt asociat în companie T-Rex? Doar acest lucru este ușor de verificat. Este un exemplu clasic de manipulare și diabolizare a unei persoane. Și cum a funcționat. Jizdan este prieten cu Pânzari. Feciorul lui Pânzari este cu acțiuni la o firmă ce are afaceri cu T-Rex. De aici au concluzionat că și Jizdan are acțiuni la T-Rex. T-Rex duce benzină în Transnistria, iar concluzia a fost că Jizdan alimentează tancurile rusești. Vreau să-i întreb pe cei care au formulat această acuzare. Voi ce ați fumat? Declar public, cu maximă responsabilitate, nu am avut și nici nu am nimic cu T-Rex. Este o minciună menită să facă din mine și din Alexandru Pânzari persoane diabolice, iar acest lucru îl face un grup de oameni plătiți cu informație care vine din aceeași sursă. Istoria arată că într-o zi toate devin evidente și clare. Așa va fi și aici. Toți cei care încearcă să creeze o stare de presiune publică și inventează fake news-uri vor recunoaște altădată că au fost plătiți să o facă. Și în încheiere, fiind ministru de interne, am fost informat printr-o scrisoare de către delegația Uniunii Europene, iar apoi în cadrul unei întrevederi personale cu Peter Mihalco despre faptul că în Republica Moldova prea ușor se recurge la arestări. Am luat act de această observație și încercam ca arestul totuși să rămână o măsură extremă. Azi este foarte greu de arestat persoane care au săvârșit furturi, jafuri, răpiri de automobile. Nu sunt în detenție cei care au prejudiciat bugetul statului, care au furat miliardul. Au fost eliberați înainte de termen mulți din cei care trebuiau să-și ispășească tot termenul. Tactica care funcționează, victimele regimului Plahotniuc. În schimb, l-au arestat pe Alexandru Pânzari, care de la 14 ani poartă uniformă militară, a fost la război, a dat jurământul Republicii Moldova, a luptat cu criminalitatea în anii 90 și a jertfit mult din viața personală. Ce pericol pentru societate prezintă Alexandru Pânzari, care prin definiție este un luptător pentru securitatea națională? Reiterez poziția Partidului Democrat, prin care garantăm că Alexandru Pânzari, fiind în libertate, nu se va eschiva de la procesul de anchetă. Această garanție a funcționat în cazul a doi deputați din Partidul Șor, dar nu și în cazul unui militar. Concluziile vin de la sine. Toate trec. Va trece și asta. Doar că într-o zi vom veni cu toate răspunsurile la întrebările pe care ni le punem noi, cei care suntem angajați ai serviciilor operative, și în baza acestor răspunsuri vom veni și cu concluzii. Mulțumesc! Aș vrea să menționez și eu în calitate de apărător al domnului Alexandru Pânzari că în cadrul ședințelor de judecată, în special în ședința care s-a trecut și s-a examinat demersul procurorului cu privire la aplicarea arestului preventiv, instanța de judecată astăzi a rămas ferită de temerile reale care au stat la bază reținere și care într-adevăr se pun în capul mesei atunci când se solicită arestul preventiv. Arestul preventiv este o măsură excepțională. Cu regret, dar ultima vreme observăm că această măsură excepțională devine o regulă. Personalitatea persoanei, funcția care a deținut-o, meritele care le-a obținut parcursul activității nu se iau absolut în considerație. Deci se ia în considerație greutatea faptelor pe care le aduce acuzarea, în pofida faptului că adevărul și vinovăția se demonstrează în instanțele de judecată, nu se demonstrează în urmărirea penală. La faza de urmărire penală se acumulează anumite probe care permit organului de urmărire penală într-un final să aibă o concluzie, cel puțin pentru a veni cu unele învinuiri aduse public din numele statului în privința persoanei, dar vinovăția acestuia se stabilește de instanța judecată și atâta timp cât există prezumția nevinovăției, este articolul 8, Codul Procedurii Penale, este Constituția Republicii Moldova, instanța de judecată nu poate să vadă în fața persoanei reținute deja infractor. Ce s-a întâmplat în cazul lui Alexandru Pânzari? Cu regret, majoritatea temerilor care au stat la baza arestului acesta au fost niște note de caracterizare pe care le-a dat însă și organul de urmărire penală și le-a dat nu obiectiv, ci subiectiv reieșind din gravitatea faptelor care tot organul de urmărire penală le-a pus în învinuire. Este simplu atunci când învinuiești o persoană de mai multe infracțiuni și în baza acestor infracțiuni vii să caracterizezi persoana. În pofida faptului că caracterizarea obiectivă poate să o dea societatea, poate să o dea colegii de muncă, poate să o dea aceiași colaboratori de poliție care au activat împreună cu Pânzari
cunosc prin ce au trecut toată perioada aceasta de activitate, cât beneficiu au adus securității publice această persoană, rămâne a fi stabilit în continuare dacă instanța superioară, Curtea de Apel, astăzi vom examina recursul depus de către apărare și sper eu mult că instanța superioară va lua în considerație nu temeiurile care le-a susținut acuzatorul, care mare parte se bazează pe o caracterizare a domnului Alexandru adusă de organul de urmărire penală, dar va pune în capul mesei temeiurile de fapt care ar justifica riscurile din partea domnului Pânzar pentru a împiedica urmărirea penală. Aceste riscuri nu au fost invocate în cadrul ședinței judecată, sunt niște riscuri formale incluse, dar de fapt nu s-a procedat la examinarea alternativelor pentru arest preventiv. Arestul preventiv este precedat de o serie de măsuri preventive care au menirea în lege să împiedice sau să împiedice sau să ajute organul de urmărire la acumularea probelor pentru a stabili în final este fapt infracțional sau nu. Am declarat și anterior, după ședința de judecată, că fapta pe care organul de urmărire penală o califică drept infracțiune, după mine este mai mult o problemă juridică. Deci există mulți specialiști, juriști, avocați, procurori, judecători, care pot să califice fapta dată ca o relație absolut corectă, o acțiune legală, ce ține în competența șefului Inspectoratului General de Poliție, este vorba de angajare, dar mai puțin se reflectă faptul modalității în care a fost angajat persoana X sau Y, nu vreau să dau nume acum pentru că s-au semnat niște declarații la organul de urmărire penală ce ține de limitarea informației, în pofida faptului că mass media deja cunoaște despre cine este vorba, care este subiectul, dar revin la fapta care a generat această situație și pentru care tot publicul este în atenția cazului, este o apartenență a unei persoane față de un anumit grup. Deci astăzi este în prisma acestei urmăriri penale și a încheierilor care se emit cu privire la arest cu multă ușurință, este periculos să porți un anumit nume. Este periculos să faci parte din un anumit anturaj. Este periculos să fii membru unei organizații non-guvernamentale sau un partid, etc., etc., care anterior a fost în guvernare, anii precedenți, și în astfel de condiții, desigur că există ușurința adoptării unei asemenea încheieri. Această încheiere care a fost emisă de către judecătoria Ciocana, consider eu personal că a fost o încheiere mai mult eliberată de teama, teama de a nu fi hărțuit în public prin Facebook și alte rețele de socializare, că nu sunt integri judecătorii care soluționează asemenea cazuri, că, vezi, mă rog, dacă domnul Pânzare a deținut o funcție înaltă și ești dispus să-i aplici o altă măsură decât arestul preventiv, vei fi urmărit disciplinar, probabil, urmărit de către public, de către persoane care vin să manipuleze cu opinia publică referitor la legalitatea și temeiurile care au fost, de care a luat cunoștință judecătorul sau pe care s-a bazat în emiterea acestei încheieri. Este o încheiere probabil emisă mai mult de teamă. În pofida faptului că am declarat și anterior și am de gând și astăzi să declar poziția legală că măsura arestului preventiv, arestul la domiciliu, este acea măsură oportună care putea cel puțin să fie privită de către instanța judecată ca una care este în stare să împiedice bănuiala procurorilor, adică în sensul să împiedice pe domnul Pânzare de a întreprinde careva acțiuni, de a se eschiva de la organul de urmărire penală, de a intra în contact cu mai multe persoane pe acest caz, care nici organul de urmărire probabil nu le cunoaște, ori sintagma că domnul Pânzare va putea influența martori, în acest caz nu pot să existe martori, pentru că acest caz este legat de emiterea și semnarea unor acte care au fost păstrate în arhiva Ministerului de Interne, Inspectoratul General de Poliție. Sunt fapte deja săvârșite, sunt acte care urmează să fie date aprecierii și
greutatea declarațiilor unor martori pe asemenea caz nu sunt efective și eficiente. Ele nu sunt justificate. Dar aceste motive sterile au fost indicate și instanța, fără a se expune pe fiecare motiv asupra calificării date, deci a admis integral procurorul fără nicio rezervă. Consider eu totuși că astăzi instanța de apel va manifesta obiectivitate, va manifesta libertate în decizia care o adoptă, indiferent de faptul cine este în fața instanței, că este un fost ministru, că este o persoană simplă, oricum, greutatea informațională care se aduce azi pe portalurile de știri în public nu vor sta ca temeie de bază pentru a aplica această măsură excepțională care este arestul. Persoana este privită întotdeauna nevinovată și urmează să fie văzută nevinovată până va fi stabilită vinovăția ei într-un proces echitabil în cadrul unei ședințe de judecată printr-o hotărâre definitivă. Până atunci toate persoanele beneficiază de libertate de garanție. Vom fi alături, într-adevăr, de domnul Pânzare, având în vedere faptul că dumnealui a prezentat multe acte și are o poziție deschisă față de organul de urmărire, ce ține de calificarea acestei fapte. Urmează, desigur, că organul de urmărire să întreprindă multe acțiuni. Tactica organului de urmărire penală, consider, este luată corect. Trebuie să îndeplinești toate acțiunile posibile pentru a stabili adevărul, dar nu am dorit ca acest adevăr să fie stabilit în situația în care sunt persecutați deja, prin măsuri preventive, participanții la faptul dat. Mă refer și la viitorii martori care vor apărea în acest proces, dacă vor apărea în proces, sau alte persoane care vizează acest caz. Vă mulțumesc! Da, vă rugăm. Domnule Jezvan, am așa o întrebare către dumneavoastră. Credeți că dacă nu ar fi fost în acest dosar implicat Dorin Daniel, care este fiindul domnului Bacuclug, nu avea să se întâmple astăzi ceea ce se întâmplă și ar fi unul dintre motive, ar fi că sunt oamenii din anturajul postului lider democrat? Știți, eu am mai menționat procedura în cazul lui Damir, ea este una și aceeași pentru și restul persoanelor. Cei care au fost atrași sau angajați cu același statut au trecut aceeași procedură. Vă spun cu știre de cauză, deoarece o bună parte din cariera mea profesională am condus serviciile operative și cunosc bine cum se procedează în toate aceste cazuri. Sunt foarte mulți oameni care au fost angajați după aceeași procedură. Nu este nicio logică în acest caz și da, eu presupun că doar acesta este motivul real. Faptul că este Dorin Damir și faptul că el este fiul lui Plahotniuc, acesta și-a făcut ca să recurgă la astfel de acțiuni și măsuri drastice despre care și-a vorbit domnul Dodică. Eu trebuie să vă recunosc că noi cunoșteam despre existența acestei investigații și o cunoaștem nu de ieri și nu de alaltă, o cunoșteam cu mult timp înainte. Nu m-am gândit niciodată că o să recurgă la arestări, deoarece consider că arestul sau partea probatorie este nulă. Alexandru Pânzare a semnat doar acel act codificat. Atunci când a semnat, în act era scris că se angajează cetățeanul X. Și faptul că s-a recurs imediat înaintea alegerilor și ulterior în ziua arestărilor sau când se mergea la curtea de apel se organizează unele show-uri televizate, vorbește de faptul că în spatele acestei acțiuni sunt niște interese. Știți, spre deosebire de alte persoane care și le-am menționat aici, ies și declară orice au visat seara, noi nu facem parte din această categorie, o să ne documentăm.
O să stabilim adevărul și poate altă dată, atunci când vom fi încrezuți și o vom avea și partea probatorie, cine concret stă în spatele acestei acțiuni, chiar dacă noi avem presupunerile noastre, care deja o parte sunt probate de către noi, atunci când vom fi siguri și vom avea și partea probatorie, desigur că noi vom ieși în fața publicului și vom spune și noi adevărul. Informația despre identitatea agentului sau identitatea ofițerului de plin conspirat este secret de stat. Despre acest lucru știe doar persoana care l-a racolat. În rest nu cunoaște nimeni. Și de asta și vă spuneam că faptul că astăzi se vorbește public despre acest lucru, de fapt deschide cutia Pandorei. Cu același succes atunci ar trebui să poarte răspundere și alți conducători care semnează astăzi astfel de documente. Cu același succes, fiindcă sunt, eu nu vă pot spune numărul, chiar dacă îl cunosc, câți agenți ordinari avem, câți avem agenți salarizați, cât rezidenți, cât încăperi conspirative avem în Republica Moldova. Și cunosc toată această procedură. Adică ceea ce a făcut Pânzarul mai fac și alții, sute, poate chiar și mii de ori. Noi vorbim despre o procedură legală pe care o întâlnești zilnic și nu știu din ce cauză, înainte de alegeri, acest lucru a devenit penal. Domnul Tonică, vă rog să-mi spuneți cum se simte clientul dumneavoastră după practic, care este starea lui emoțională și ce v-a mai spus, care este discursul lui din ultimele zile? E sigur că gratile pe nimeni nu a întărit, asta și menirea gratilor. Să limitezi persoana în libertate, de a-l constrânge psihologic, pentru a ceda în anumite momente. Dar domnul Alexandru Pânzar, spre deosebire de mulți alți clienți de-a mei care am avut, este foarte încrezut în sine. Dumnealui nu a avut o activitate extra subiect. Dumnealui a fost ofițer. Ofițer în cadrul Inspectoratului General de Poliție, dumnealui a activat în calitate de ofițer și conducător în cadrul Departamentului Servicii Operative. Este tare de fire. Dumnealui a luptat la Nistru, a fost persoana care a luat arma în mână, indiferent de vârsta care avea fragil la acel moment, psihologic, asemenea persoane nu se distrug prin măsurile preventive. Este vorba de altceva. Intimidarea familiei, intimidarea numelui. Dumnealui are o sumedenie de rude. În țară are cunoscuți prieteni peste hotare, chiar și prin Statele Unite, în rândul celor care a colaborat în calitate de șef a Inspectoratului General de Poliție, a participat la multe traininguri. Zic despre Statele Unite pentru că, într-adevăr, dumnealui a avut o activitate fructuoasă în comun cu specialiștii din Statele Unite în domeniul respectiv. În Europa a fost apreciat la înalt nivel de către Uniunea Europeană, de către grupul de lucru din Uniunea Europeană. Deci arestul preventiv și plasarea lui în penitenciarul 13, toți cunosc că sunt condiții inumane și degradate în deținerea persoanei, urmăresc doar acest scop. De a arăta publicului, de a arăta celorlalți care au activat probabil în instituții de stat, în perioada anterioară, că apartenența la o guvernare, deținerea unei funcții în timpul guvernării, unui partid sau altul, se poate solda cu intimidări, cu aresturi, etc., etc. Dumnealui este clar în acțiuni. Dumnealui cunoaște care sunt consecințele faptelor care se cercetează azi. Este conștient de faptul că acest caz poate fi diferit justiției în cazul în care organul de urmărire nu va verifica minuțios toate circunstanțe și nu va ajunge la concluzia că este un fapt absolut corect. Este gata să apere, așa bunăoară cum a făcut-o anterior, când Procuratura Generală a mai avut încercări de a-i aduce învinuiri în implicări cu evenimentele din 7 aprilie și într-un final și-a obținut victoria în instanța de judecată, unde a fost achitat în toate instanțele. Deci, consider eu că este o continuitate greșită din partea organului de urmărire penală atunci când, neverificând, mai mult subiectiv, tratându-l pe domnul Pânzar ca rudă, ca apropiată lui domnul Damir, încearcă să-i coaguleze
într-un unic, pentru a crea opinia publică că este una și aceeași persoană, că sunt identici, dar, repet, sunt persoane absolut diferite, sunt caractere absolut diferite. Domnul Pânzari a avut studii bune, a terminat cu excelență școala, Academia de Studii, Academia de Poliție, a fost întotdeauna remarcat de către conducători. Este o altă persoană care are viziunile proprii în ceea ce țin de activitate, chiar și activitatea operativă. Tactica, politicile de angajare, de concediere, asta este competența exclusivă a lui și nu a organului de urmărire penală. Nu poate veni astăzi procuratura sau instanța judecată să expună că, vezi, politica de cadre, noi putem să o stabilim, noi o apreciem care este corect și incorrect. Statul a diferit această politică de angajare și metodica de angajare a persoanelor exclusiv șeful Inspectoratului General al Poliției. Nu putem da note astăzi faptelor date și mai mult ca atât să le considerăm infracțiuni. Ceea ce ține de alte capete de acuzare care rezultă din abuzul de serviciu pe care organul de urmărire îl înscrie, sunt derivate acestei fapte, salarizarea, desigur că semnarea unor acte ceea ce ține de activitatea de serviciu a persoanei corespunzătoare angajate la funcția respectivă. Deci, ele nu pot fi văzute viabile atâta timp cât nu este viabilă angajarea persoanei în limitele legii. Noi vom merge și la ora 13 la acel protest. Vor veni și oameni din teritoriu. Trebuie să vă spun că noi nu am mobilizat multă lume. Vom veni să vedem. Noi tare mult sperăm că totuși Curtea de Apel va privi cu ochii deschiși lucrurile. Vă spun, este vorba despre o procedură absolut legală de angajare. Noi nu înțelegem de ce acest lucru astăzi este pedepsit de către legislație. De ce Partidul Democrat va fi alături de Alexandru Pânzar? El mai are și un statut în partid. Vicepreședinte este al formațiunii noastre. Noi am invitat președinții organizațiilor teritoriale din teritoriu. Vor veni acești oameni. Vor veni oamenii care îl cunosc și trebuie să vă recunosc că pe parcursul acestor zile am fost personal telefonat de mai mulți oameni care sunt prietenii lui Alexandru Pânzar și m-au întrebat unde va fi acest protest și vor veni și oameni care pur și simplu îl cunosc pe Alexandru Pânzar, nu prin prisma televizorului, dar îl cunosc personal. Aș vrea să adaug aici puțin referitor la garanțiile personale care au fost depuse în instanța judecată. Vreau să vă spun că nu este un pas întâmplător. Și domnul ministru anterior a atins tema că în anumite cazuri s-a aplicat și este vorba și de deputații din partid ușor. De ce s-a procedat la acest pas în cazul domnului Pânzare? Ca să vedem. Deci există disproporționalitate în același gen de cazuri. În cazul în care a fost admis garanția personală, a fost mediatizat un fapt infracțional destul de grav, este vorba de furtul miliardului. Și în cazul domnului Pânzari, când este vorba de un fapt care urmează să fie calificat din punct de vedere juridic, dacă este infracțiune sau nu, garanția personală nu a fost admisă. Mai mult decât atât, instanța judecată nici nu a dat calificare. De ce nu a admis garanțiile personale? Care a fost motivul? Și asta, într-adevăr, ne pune multe semne de întrebare. Poate că domnul Pânzari nu este persoana care merita aceste garanții, spre deosebire de mulți alții care sunt bănuiți sau învinuiți de săvârșirea unor infracțiuni cu mult mai grave. Sau poate nu întâmplător este schimbarea conducerii în judecătoria Ciocan. N-aș vrea să mă gândesc la chestia asta, pentru că noi toți suntem oameni, toți avem activități, toți trăim sub același soare, acțiunile noastre pot fi calificate de organ de urmărire pentru fiecare în parte. Anterior a fost un președinte, astăzi instanța nu are președinte, are un interimar. Nu aș vrea să fac concluzii. Concluziile face societatea. De ce atunci a mers
Și acum nu s-admite chestia asta. Desigur că anterior cunoaștem, au fost niște replici dure între procuratură și judecătoria Ciocana pe timpuri când era condusă de anteriorul președinte, astăzi a demisionat, dumnealui deține funcția de judecător, dar evident că au existat conflicte în pozițiile de abordare a chestiunilor cu privire la aplicarea arestelor preventive. Nu au fost certuri personale, au fost certuri instituționale. Procuratura susține poziția aplicării drastice a măsurilor coercitive pentru a justifica cercetarea rapidă și obiectivă a cazurilor. Instanța judecată avea altă opinie în multe cazuri, inclusiv și în cazul deputaților Partidul Șor. Au considerat că da, cercetarea poate avea loc și sub măsura preventivă garanție personală. Și ați văzut, mai de unul s-a fost publicat, dosarul fructuos a fost expediat în instanța judecată, fără a fi împiedicat urmărirea penală. Deci, într-un final, există rezerva pentru noi, pentru toți, conchidem că nu este vorba de existența pericolului pentru organul de urmărire penală, dar este vorba despre personalitatea, anturajul acestei persoane și demonizarea. Demonizarea persoanei prin diferite metode. Asta e, probabil este pus în capul situației. Știți, desigur că eu am avut și o reacție la acele știri. Mult mai mult vreau să vă spun că în Alexandru Pânzari, cunoscând de faptul că există acest dosar, există această investigație și există probabilitatea el să fie invitat la procuratură și să fie audiat, a ieșit din țară de mai multe ori și de fiecare dată s-a întors acasă. Așa cum o fac și eu de fiecare dată, eu nu am niciun statut pe acest dosar și nu am de ce mă teme, dar astăzi, artificial undeva să încearcă de a crea o percepție că lucrurile sunt mult mai grave decât sunt de fapt și sub această presiune publică se primesc sau se adoptă unele decizii. Ați văzut cât a durat, cât timp a durat ședința sau ce perioadă lungă a fost atunci când judecătorul de la Ciocana a luat această decizie. A durat multe ore pentru a primi această decizie. Noi considerăm că totuși prin această presiune publică unele instituții ale statului primesc decizii nu atât, ele nu sunt echitabile din punctul nostru de vedere. Sunt sub, prin prisma presiunii publice. Dar eu m-am întors în țară, lucrurile sunt altfel decât se dorește a fi prezentate publicului larg. Vă mulțumim frumos, o zi frumoasă! Ședința este astăzi la 1? Exact. Dar la orele 13.